Salutare, dragi mămici și graviduțe! Vreau să vă povestesc astăzi cum m-am recuperat eu după operația de cezariană. Practic, prima lună este luna în care se întâmplă cele mai multe schimbări cu corpul nostru, mai ales după operația de cezariană. Și acest lucru s-a întâmplat și cu mine. Chiar dacă vă povesteam într-un episod trecut că nu mi-a plăcut senzația pe care am avut-o în timpul operației de cezariană din cauza anesteziei, am trecut cu bine peste acest lucru și m-am mobilizat destul de repede. Spun destul de repede pentru că atunci când am ajuns acasă, la practic din a cincea zi, a trebuit să mă mobilizez pentru că am stat doar eu și soțul meu cu Lia și atunci noi doi am făcut tot ce ține de rutina ei zilnică. Noi am făcut băiță, noi am adormit-o și mai departe. Ei, lucrul acesta, când nu ai realmente un ajutor, să zic a treia persoană sau o persoană care să te ajute mai mult decât, să zicem, te poate ajuta soțul, pentru că ajutorul lui este cumva limitat, el nepricepându-se atât de mult ca o femeie, ne-a făcut sau m-a făcut pe mine să încerc să trec peste operație, să uit la propriu că am o tăietură și să mă reiau activitatea pe care o aveam și înainte de sarcină. Însă lucrurile au mers destul de bine, eu fiind o fire destul de energică înainte de naștere și lucrul acesta chiar s-a văzut, pentru că activitatea și ritmul destul de alert pe care l-am avut până să nasc m-a făcut să mă pun repede pe picioare, nestând, eu știu, prea mult în pat sau încercând să mă menajez. Efectiv, uitam de durerile pe care le aveam și rutina noastră cu Lia s-a desfășurat într-un mod normal, ca să zic așa. Mi-amintesc că la 6 săptămâni după intervenție a mers și mi-a desfăcut acel plasture, pentru că nu am avut propriu-zis copci pe cusături pe exterior, am avut doar în interior și operația arăta destul de bine, adică practic nu doar recuperarea mea fizică, ci și tăietura în sine era ok. Însă, cu ce am rămas, ca să spun așa, după operația de cezariană, au fost de fapt două chestii cu care am rămas după operația de cezariană ca și schimbări după naștere. Am rămas cu niște călduri, nu știu cum să le numesc, nu neapărat cu bufeuri, dar eu fiind o persoană destul de friguroasă înainte să rămân însărcinată și mă înfofoleam destul de mult, mi-era frig tot timpul, în sarcină a decurs normal această stare de căldură, adică nu mi-a mai fost atât de frig, dar după ce am născut am rămas cu această senzație de căldură, pentru că chiar și soțul meu mă întreba ce se întâmplă cu mine și cu această transformare, el știindu-mă ca o persoană figuroasă. Nu știu să-mi explic care este cauza, dar acum resimt mult mai mult căldura față de cum o resimțeam înainte să nasc. Și o altă transformare, ca să zic așa, pe care am dobândit-o după naștere a fost legată de senzația de dulce. Mai exact, eu înainte nu mâncam dulce decât, nu știu cine știe cum, adică nefiind o pofticioasă și o gurmandă, dulcele nu era pe lista mea, mâncam, adică puteai să-mi pui un tort în față și nu îmi făcea poftă și mâncam dulce foarte rar. În schimb, acum după ce am născut, am rămas cu o senzație de a mânca dulce. Uneori, nu știu dacă are legătură poate cu starea de efort și epuizare de după naștere sau
are o altă explicație, însă acum am uneori senzația de a mânca dulce și îi spun soțul meu, știi, aș mânca ceva dulce, mă duc să caut o ciocolată sau ceva. Și el iarăși se amuză și îmi spune că am ce se întâmplă cu această pofta mea, pentru că nu exista înainte de naștere. Da, și una peste alta am trecut cu bine peste operație, exceptând aceste două schimbări care s-au manifestat diferit față de cum eram înainte. Nu, alte, eu știu, probleme nu am avut, să zic. M-am mișcat normal, operația este în limite normale, deja se vede acea tăietură, dar s-a adus din zona roșie. Un alt aspect legat de cezariană este faptul că în primele, cred că 2 sau 3 săptămâni, poate chiar o lună, am simțit toată zona din perimetrul operației amorțită și cumva eram curioasă dacă această senzație de amorțeală se va duce cu timpul și da, am constatat că acum îmi simt pielea normal. Era așa ca o ușoară zonă, cum să spun, ca și cum te-ai arde și este zona aceea sensibilă dacă o atingi, așa resimțeam eu la momentul respectiv. Și era ușor deranjant pentru că spălându-mă, parcă era o senzație ciudată cum simțeam acolo zona, dar și-a revenit. Așa că dacă aveți această senzație, nu vă speriați că nu cred că se întâmplă să rămâneți cu sensibilitatea respectivă. Cam acestea sunt lucrurile pe care le-am trăit eu după operația de cezariană. M-am recuperat destul de repede, nu mă așteptam la cum m-am simțit în acele zile, credeam că recuperarea va dura o eternitate, însă practica mi-a demonstrat că nu este așa, pentru că Lia a avut nevoie de atenția mea și de ajutorul meu și atunci m-am mobilizat și în rest acum la mai bine de o jumătate de an aproape de la operație urmează să fac un alt control, mai exact să-mi fac investigațiile legate de Papa Nicolau și acele examene de secreții ca să vedem dacă este tot în regulă și totodată să facem o primă examinare a colului, pentru că, evident, după cezariană și după tăietură nu au fost și nu era indicat un astfel de control. Cam acestea au fost, să zic, lucrurile pe care le-am trăit după senzația de, după operația de cezariană și pot să spun că mă așteptam să fie mult mai greu procesul de recuperare, însă surprinzător nu a fost așa. Așadar, fiți încrezătoare, pentru că chiar și aceste, eu știu, mici neplăceri pe care le simțim fizic după o astfel de intervenție sau chiar și după o naștere naturală, vor trece cu timpul de la sine. Până data viitoare, nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Instagram, pe site-ul și YouTube-ul Bebe Te Iubesc și aveți grijă de voi, de pitici și de burtici dacă sunteți însărcinate. Vă pup!